Ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, este alături de noi prin telefon. Bună ziua, domnule Oros! Bună ziua! La ce să ne așteptăm în privința efectelor negative, clar, care există deja asupra agriculturii? Anul acesta o secetă puternică și extremă în anumite zone. Cum vom gestiona această situație? Acum, Ministerul Agriculturii are câteva posibilități de a interveni în a ajuta pe cei care sunt afectați de secetă, dar și de alte riscuri sau fenomene climatice nefavorabile, arșite, inundații, grindine. Și cum anume? Există la nivelul Ministerului Centru Operativ pentru Situații de Urgență. La această oră încă nu au fost înregistrate la acest centru operativ nu avem nicio dată, dar știm că la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență se evaluează diferitele incidente de mediu asupra culturilor agricole. Și sunt mai multe modalități. Există o comisie la nivelul fiecărui județ, la propunerea directorului executiv al Direcției Agricole, comisie care constată care sunt pierderile respective, iar fermierul respectiv notifică APIA în termen de 15 zile de la producerea unui fenomen, astfel încât subvenția respectivă, dreptul de ajutor pe suprafață să fie menținut indiferent dacă cultura este sau nu. Apoi, se poate reduce proporțional pierderea din impozitul calculat datorat statului, dacă pierderea este peste 30%. Și avem o măsură prin care am încercat să stimulăm asigurarea pentru asemenea evenimente, asigurarea, se numește măsura 17.1, prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, în care noi plătim până la 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, sigur dacă acesta are contract cu o firmă de asigurare. Sigur, în paralel, asta putem interveni dacă apar efecte ale secetei. Deocamdată vi s-a solicitat ajutorul în vreun fel? Deocamdată nu. Asta spuneam că la această dată, la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, n-a fost înregistrată nici o solicitare. Cu asta am început. Dar presupun că faceți la minister diverse previziuni, aveți diverse statistici vis-a-vis de datele pe care le aveți până în prezent. Unde s-ar înregistra cele mai negative proiecții în privința agriculturii pentru anul acesta? Noi primim informațiile de la Administrația Națională de Meteorologie. Colegii de la minister, cei care centralizează aceste date, nu mi-au semnalat încă nimic. Doar că sunt zone unde rezerva de umiditate în sol este la limite satisfăcătoare, dar este, să zic așa, la limita inferioară și că dacă în perioada următoare cantitatea de precipitații va fi redusă, există tendință de deficit de apă în sol. Asta mi-au relatat colegii mei, astăzi când i-am întrebat, urmând să intru în direct cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezență. Mă întorc la doamna Bojariu. Ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă.